care vei face întâi și întâi frunzele. Aici o să se poată deschide și mai tare. Nu e doar pe aici, pe acolo. Și încep să închid un pic pe mijloc. La frunze nu vom acorda foarte mare atenție, cât la flori. Și închid. Apoi deschid pe partea opusă. Momentan le las așa și merg la chiparos. Cu negru, în verde, obțin nuanța pentru umbra. Încep să blendez. La fel cu cât mai uscate prețele și cât mai șterse. Deci am spălat-o. Puțin maro cu alb și un strop de galben ca să fie ușor căldut. Adaug lumină aici pe stânga. Peste un pez, un pic și aici. Și revin cu verde deschis la tufișul. Întărim și aici lumina, chiar mai mult alb, o să nu puțin verde.
ușor la dreapta. Să iei aici. Câteva accente. Să putem detașa o parte de cealaltă a frunzelor. Așa. Și acum și mai deschis, vom pune din nou la chiparosul mare, care are nevoie de mai multe detalii. Vom trece la flori, flori care la mijloc au partea aceasta cu verde, urmată în jur tot de verde. Așa, linie. Să și sus și apoi să cobor ca o preluare a filelor de pe care le-am făcut mai devreme și aici este un punct. Să vedem acum la flori. Voi începe cu roșu, amestecat cu niște portocaliu, să am o nuanță caldă. Deci am un roșu destul de cald, așa, rece. Și voi începe cu florile, pe care le voi trasa întâi în mare. Aici aș avea o petală cu oranj, pot veni să adaug un mână. Iar am trebuie să pun roșu. Așa delimităm clar, unde e lumea, unde e umbra. Iar apoi trebuie să le fuzionez. De exemplu aici dacă aș avea roșu, aici. Pe zonă, pe cută, cum ar veni, va fi cu oranj. La fel, numai
mai spăl, folosesc rupseaua pe care am prevenție. Chimici invers, aici se putează. Înseamnă că în zona care rămâne vom avea mine. La fel, puteți folosi o imagine cu imagi de exemplu de reper. Aici o să mai este un pens. Oranjul îl folosim pentru că atunci când bate soarele prin florile de mac, pătrele primesc această nuanță, așa, și portocaliu. Putem pune chiar și galben, în punctele de maxim interes. Încă nu punem alb în desen. Încercăm să o definez pe de mine. Iar apoi cu portocaliu spre stânga. Și aici la fel, cu câteva accente. La boboș nu acordăm atât de mare importanță, pentru că nu vrem să atragem privirea peste tot, ci la centrele de interes. Dozăm cantitatea de atenție. Cât mai bine să obținem o lucrare cât mai echilibrată. Pare de aici. Ok. După care lăsăm puțin și trecem mai departe în cazul nostru. Să vedem la așa ca să se vadă mai bine. Voi lucra floarea de aici. Și folosesc ce am pe pensulă. Apoi cu roșu. Intru puțin aici. Noi în mijloc oricum o să mai lucrăm, deci nu e problemă dacă dăm peste. L-am trasat în mare cu verde ca o bază. Am făcut asta. Apoi cu oranj voi trasa marginea florii sau petanei. Iar apoi trag în jos. La fel creez cutele. Deci pe acolo mai vin cu roșu și mai estompez.
mai gros așa. Se vede că este un roșu mai închis, așa că mai rece. Închis am putea spune, așa că încerc să-l preiau și pe aici. Și totodată să-i mai pun și oranj. Monet, de exemplu, are foarte multe tablouri fumaci și cu doamne care se plimbă în lamele fumaci. Aici. Deja când adaug roșul, încerc să vibrez, să se vadă ambele nuanțe. Nu doar una. Că nici nu-l lasă în totalitate, nici nu-l lasă doar pe el. Aici. Am folosit un domeniu de umbră. Macii. Continuăm cu următorii. Și la fel. Roșu. Portocaliu. Bineînțeles. Și încerc să păstrez cât mai vibrată zona. De exemplu, pot să-l lansăm și pe acesta să fie deschis. Lasă un pic să se usuce, pentru că deja am pus multe straturi groase. Și tot cu galben o să fac și pe aici. Cu o nuanță mai palidă, voi merge și la distanță să mai fac din flori. De faptul că am verdele pus și doar adaug nuanța. Așa. Ia să vedem și să mai intervenim de aici. La mijloc va trebui să facem și o nuanță mai închisă de roșu. Și spontan.
între atome, de exemplu. Este o nuanță potrivită. Acolo unde petala se îndoaie, iarăși. Decât la bază. Dar la fel încercăm să avem întâi nuanța cât de cât o salată rele de sub. Și acum maximul de lumină pe care îl vom obține din galben cu alb. Amestecate. Și la fel îl aplicăm cât mai gras. Și acum, un picuț, aici, tot cu nuanța asta, dar mai deschisă, adică cu mai mult alb, putem pune puțin și la consumiție, după ce punem și un pic de verde. Îmi iese un verde foarte deschis. Pe aici pe acolo, cât să fie un verde deschis și cald. O nuanță mai potolită așa. În care cantitate mai mare de galben, dar și puțin roșu. O să iau alb și l-amestec aici cu verde, deci o să obțin un foarte, foarte deschis. Strecor puțin galben și încep să lucrez, de exemplu, aici, între zonele galbui. Și tot aici voi pune și verde în alb. Și trag de la mijloc spre exterior. Încep să definesc mijlocul. Și chiar să-i adaug și negru. Mai ales pe margine, deschis. E la mijloc cât mai închis. Deja aici, fiind la distanță, nu o să apară de mare atenție. Dar, în schimb, aici o să avem multe accente și detalii. Deschisul, vin din nou și adaug detalii.
Nici, nici. Putem chiar să le lăsăm mai în arele. Pe aici, pe acolo, nu chiar pe. Așa. Tot cu alb și verde, chiar și mai deschis, vom reveni la frunze. Și la bobocii. Ne deschidem mai tare spre stânga. Așteptăm un pic cât și la mișcă. Trecem și pe codițe. Iar acum cu verde închis, s-o dau puțină umbră pe frunze, de exemplu. Aici, la pantă și pe loc. Nu, din oarte sunt de care culoarea să pot face lucrul ăsta. Dacă îmi doresc să umblesc în zona despre flori, în mod special. Ok. Am aflat lumina să vedem puțin mai bine și pot să reiau cu alb. Acum, detaliile de pe flori. Și de pe bobocei. Vom pune chiar dar pe aici. Cu alb și verde, dar și multă apă. Creez o nuanță mai diluată așa pentru firele de iarbă. La bazele noastre.
niște galbeni. La fel le deschis în special și la fel gros, gros, gros. Tot așa, putem să diluăm și mai tare. Se mă răscam ar fi foarte, foarte frumos. Și aici, credem, acum cu detaliile. Cam puternic, așa că voi intra peste cu o mânuță. Să mai mințesc așa. Nu mai aruncăm un ochi, mai uităm să vedem unde mai putea interveni, ca să adăugăm un plus, bineînțeles. Să mai dau puțin. Am să mai pun niște galben în zona luminoasă de pe acoperiș. Este un galben alb. Dispersesc mâna. Tot așa culoarea cât mai diluată. Și cât mai curbe, cât mai jucăușe, ele nu cresc drept. Încercăm să le menținem subțiri. De aici, la îndepărtare. Atingând chiar pânza. Să adăugăm și gărduțul pe care o să-l obțin dintr-un portocaliu canalță și roșu. La fel îi punem puțin alb ca să nu fie foarte, foarte puternic, să fie o nuanță ușor palidă, dar nu. Dar nu extraordinar de fapt. Da, să fie mai potolit așa. Și trebuie să
întâi stâmpișori, care mai subțiri, care mai grosuți. Aici voi duce spre dreapta. Putem sprijini degetul mic de lucrare. Iar apoi încep să-i unesc. Ei la rândul lor vor lungă și lumină. Și am un gard aici. Iar celălalt va fi sus. Pe lungimea dealului. Iar apoi la pază încercăm să pierdem. Să îi stompăm. Căsula umedă. Și chiar și în stânga, aici. După ce am făcut asta și am estompat, mai deschid culoarea ca să pot adăuga, bineînțeles, lumina pe cărluț. Atât sus, cât și jos. Pe aici, pe acolo, deasupra. Și pe lungimea barei. Și aici. Și aici să știți că o să meargă și chiar mai deschis atât, o nuanță cât mai palidă, așa. Dar pentru asta trebuie să așteptăm să se usuce. Da. Dar această nuanță super deschisă o vom pune doar pe aici, pe acolo, atât. Este cum ar veni nuanța de accent de aici, pe care pe gard o regăsim la fel. Aici, o să îi stopez puțin, pentru că am trecut cu mine de la tine, așa că voi reveni să rectific. Și cum acesta ar fi desenul nostru, foarte important este să ducem și partea jos. Dar acum mă uităm, de exemplu, la nori și ar fi bine să luăm niște alb și la fel cu o pensulă, cu nuanța ceva mai diluată, să mai întărim zonele de lumină maximă. Ia locuri. Iar apoi putem estompa.
la fel cum fac eu acum și voi, să vă uitați pe aici, pe acolo, să vedeți unde ar mai trebui să puneți detalii. Dar la fel nu peste tot. Încercăm să limităm din ele în zonele strict necesare. Cine vrea acum poate folosi, de exemplu, și cuțitul de pictură și să adaugă chiar și mai multe detaliile. Bol de fleșii. La noi în casă e maraton. Adăuga câteva zone mai încoace, mai în relief, chiar și cu roșu, de exemplu. Dacă lăsăm așa la uscat, când se va usca lucrarea, va avea aceste zone foarte tactile, așa și evidențiate. Ați văzut deja, sunt tablouri de masă, de Ron Armin sau magazinele din astea de tricolaj, care sunt printate pe frunză, nici de complicate, iar apoi se intervine asupra lor doar așa, cu spatula pe aici pe acolo, cu câteva detalii. Și au un efect foarte tare, chiar dacă ele nu sunt pictate, sunt scoase la imprimantă, cei de la imprimantă specială, care poate le sta pe canvas, adică pe frunză, dar cu efort minim da, se obține un efect wow și sunt foarte căutate cuțurile în cuțit. Personal consider că sunt foarte relaxante, o să facem și noi o care doar în cuțit ca să putem să experimentăm și această tehnică. Și la noi putem pune chiar am avut o lucrare de curând pe comandă care nu doar că am folosit cuțitul, am folosit și sfoară și nisip cât să reiasă forma și textura cerută de client. Asta este lucrarea de astăzi și sper că v-a plăcut, sper că s-a văzut destul de bine pe cameră, pentru că pe șevalet fiind a trebuit să mut șevaletul, să-l pun să găsesc o poziție.
poziție. Sper că v-a plăcut subiectul. Este un peisaj cu niște flori care de regulă sunt foarte apreciate. Transmit ideea iubirii de părinte, mai ales a mamei. Există și o legendă cu o mamă care avea un fiu și în ea este explicat faptul pentru care magii de altfel au floarea roșie și pe care vă invit să o căutați, legenda macului. Peisajul este destul de profund, așa, dacă îl privim. Avem, se vede clar, o zonă de foarte mare interes și apoi privirea este preluată în sus, este ghidată. Aștept să-l încercați și voi și să discutăm în după pe tema lui. Și nu e nicio problemă dacă nu aveți pânză, eu l-am făcut tocmai pentru o comandă acum. Urmează să plece din oraș, să fie expediat. Aveți grijă și la margini, eu voi lucra puțin și marginile cu câteva detalii, pentru că, până la urmă, marginea ne ajută ca lucrurile să nu mai fie neapărat de rămat. Pentru că are deja această ramă, de exemplu, pânza. Dacă lucrăm pe carton, clar nu avem margini de lucrat. Dar să țineți minte etapa aceasta cu marginile care, la rândul lor, trebuie lucrate totdeauna, pentru că, de exemplu, chiar și o ramă, dacă e să o punem, e bine să avem marginea făcută deja, că e posibil la rămat, cumva să rămână o bucățică de pânză la vedere și atunci, dacă avem marginea pictată, nu e absolut nicio problemă, s-a rezolvat. Așa, ia să-l întorc și să mă apuc de margini. Pe curând și spor la creat! Pa, pa!